bine. N-am încotro. Sănătatea? Că e mai bună decât toate, ba da. Da? Uh-huh. Am fost cu Marc la meci, uite, face mișcare, astfel încât să-și păstreze imunitatea, să fie ok. Despre imunitate vorbim astăzi. Perfect. Hai să vedem, toți pătrundem în această lume cu un sistem imunitar fără experiență. Încetul cu încetul însă copilul și mai apoi adultul își consolidează imunitatea luptând cu o serie de microbi, virusuri și alte organisme. Ce putem face pentru a ne proteja împotriva acestor inamici zilnici? Cum putem avea o imunitate mai bună? Ce ne ajută să ne creștem imunitatea? Aflăm imediat! Neața cu Răzvan și Dani. Este importantă alimentația atunci când vine vorba despre imunitate? Categoric, da. Avem nevoie de o alimentație corectă, echilibrată, ca să putem stimula, să putem menține sistemul imunitar echilibrat și funcțional. Practic, sistemul imunitar reprezintă acea modalitate a organismului de a se apăra de tot ce înseamnă virus, protozoare, bacterii, de care nu ducem lipsa acum toamna. După începutul școlii, iată, apar toate aceste probleme, fie că suntem la școală, fie că suntem la birou, trăim în această supă de bacterii, din păcate. Dar sistemul imunitar este cel care ne apără. Aglomerația urbană, poluarea, fumatul, consumul excesiv de alimente sărate, de alimente grase și prăjite, obținute prin prăjire, de dulce, de zahăr concentrat, lipsa suficientă, de fapt lipsa somnului și a calității somnului, lipsa hidratării corecte, toate acestea sunt o serie de, toate acestea sunt factori care duc la un colaps al sistemului imunitar. Alimentația vine să ne ajute și lucrurile nu sunt deloc complicate. Vitaminele imunității, așa se numesc ele, sunt vitamina C, vitamina A și E împreună, carotenele, beta-carotenul special și probioticele și acizii grași omega-3. Întotdeauna când vorbim despre imunitate, trebuie să vorbim despre aceste vitamine pe care le luăm, în special vitamina C. Carența ei majoră este cunoscută sub numele de scorbut ca și afecțiune, dar nu scorbutul e problema. Unde îl găsim? Din abundență în ardei roșu și în ardei verde și, slavă Domnului, avem în piață acum, în agrișe, în cătină, în portocale, deci în citrice, de asemenea în spanac mai găsim ardei, găsim vitamină C legată de proteine. Dacă vorbim despre vitamină E, de asemenea o vitamină a imunității, o găsim în tot ce înseamnă cereale integrale, adică în pâinea din tărâțe, în tărâțe efectiv, în grâu încolțit, în grâul fiert, de asemenea în albușul de ou lângă albumină. Dacă vorbim despre acizi grași omega-3, ne referim la imunitate din punct de vedere al celulei și al membranei celulare. Membrana celulară trebuie să rămână integră pentru a avea o imunitate bună. Și atunci, parte componentă din această celulă este, din această membrană, este acidul gras omega-3, bogat și abundent reprezentat în pește, în ton, în macrou, în somon, dacă se poate pește de captură, pește românesc ar fi foarte bine, dar și în gălbenuș de ou, în unt, iată, găsim acești acizi grași esențiali. Trebuie încercate și stimulente de imunitate pe bază de echinacea, pe bază de chimen negru, în așa fel încât să îi ținem departe de produsele alopate. Neața cu Răzvan și Dani. Iată așadar că există unele obiceiuri sănătoase care aplicate pot ajuta la consolidarea sistemului imunitar. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem miercuri în jurul orei 10 aici la Neața ca să spunem bună dimineața, sănătate. Săptămână minunată să avem cu toții. Săptămâna, mulțumesc!